Compania din Franța a dezvoltat un proces tehnologic prin care poate obține combustibil din zahăr. Acesta se realizează mai repede și mai ieftin decât alți biocombustibili. Numele noului combustibil este bio-izooctan. Utilizarea lui nu necesită nicio modificare făcută mașinilor pe care le alimentează. Compania franceză obține combustibilul printr-un proces de fermentare a zahărului folosind bacterii E. coli modificate genetic. Obținerea nu implică un proces de distilare. De obicei, un asemenea proces este îndelungat și implică costuri mari. Prin modificarea bacteriei E. coli, drojdia folosită în cadrul procesului nu este contaminată de producția de combustibil, aceasta fiind o problemă întâmpinată în cursul producției de etanol. Materia primă folosită poate fi obținută din mai multe surse. Specialiștii spun că pot folosi porumb și trestie de zahăr. Noul combustibil se poate folosi singur sau amestecat cu cel clasic.